În această dimineață, un angajat de la Spații Verzi a descoperit trupul fără suflare al bărbatului în parcul Tabacărie. Acesta a sunat imediat la 112, iar la fața locului a ajuns o echipă de criminaliști. După mai multe investigații, anchetatorii au descoperit că bărbatul avea urme de violență la cap și la gât. Noi ne întâlnim, stăm aici pe bancă lejer, ca pensionarii, ca așa. Deci m-ați înțeles, atât altceva n-am. Nu l-ați mai văzut? Nu l-am văzut, nu știm nimic. La fața locului, procurorii au adus și un câine de urmă. Acesta a găsit lângă un bloc din apropiere o geantă în care se afla printre altele și un cuțit. Treceam pe bulevard și mi-a zis dacă să trec pe acela, că cunosc un... Mi-a arătat și geanta, mi-a arătat, dar... Nu. Bărbatul nu avea niciun document asupra lui. A fost găsită o persoană neidentificată, undeva la vreo 45-55 de ani. Urmează să facem autopsia, să ne lămurim care ar fi cauza morții. Procurorii vor continua ancheta pentru a stabili dacă este vorba despre o crimă.